Descoperire incredibilă într-un sat din Ialomița. Anchetatorii spun că o bunică de 87 de ani ar fi pionul principal al unei rețele de trafic de stupefiante. În șopronul bătrânei a fost găsit un sac plin cu cannabis și grămezi de bani. Dar femeia ar fi vândut și cocaină, susțin procurorii. Ea se declară stupefiată. Dacă știam ce sunt, le aruncam pe foc, spune bunica. N-a știut unde sunt băgate și ea a rămas așa bârburită. Uite, saci de ea, eu când i-am găsit pe aici prin curte, nu știu ce cu ei. Ea este bunica ce uimește România. La 87 de ani este cercetată pentru vânzare de cocaină și cannabis. Un adevărat depozit au găsit la ea ofițerii antidrog. 10 de pungi pline, mai exact 2,4 kg de cannabis, dar și aproape 50.000 de lei. Chiar dacă pungile cu cannabis au fost descoperite de un câine specializat în depistarea stupefiantelor într-un butoi din curte, femeia susține că le-a văzut prima oară odată cu polițiștii. Niște iarbă verde, într-un sac. De la de nylon pus în sac și sacul legat. Eu n-am avut nicio legătură cu butoiul, zic, ce? Procurorii spun că tranzacțiile se făceau cu un plafon minim, 1700 de lei pentru fiecare. Pentru bătrână, banii nu sunt importanți, doar îi strânge pentru zile negre. I-a spus lui procurora, doamna procuror, mă scuzați, dar să știți că nu judecați chiar corect. Eu ce să fac cu banii ăia? Eu mi-am adunat bani pe bani, dar să am și eu, uite, da, sunt bolnavă, am pensie mare, cam și de la Bulgar de refugiată, am și pensia mea vreo 78 milioane ce am lucrat eu și aproape de 40 de milioane mie, eu nu consum atâta bani. E convinsă că familia ei e victima unei înscenări. Eu nu știu cine le-a băgat acolo. Pe cuvântul meu vă spui că dacă eu știam de ele, eu le băga pe foc. Cineva ca să-i facă rău băiatului. Când anchetatorii au luat-o la întrebări, femeia le-a răspuns că nu i s-a părut nimic grav. Avea o pensie mică, nu avea posibilități materiale și a vrut să-și rotunjească aceste venituri și de asemenea, din anchetă a rezultat faptul că au fost situații în care ea a încercat aceste droguri, aceste tipuri de droguri, tocmai pentru a vedea ce efecte au și pentru a vedea dacă îi fac rău sau nu. Afacerea se făcea în familie. Nepotul, aflat în arest preventiv și iubita acestuia, aflată în Spania, s-ar fi ocupat de coordonare potrivit anchetatorilor. Cei doi ar fi dat indicat iar Griselda de Ialomița ar fi fost pionul principal. Fiul bătrânei habar n-are ce învârtea mama sa, mai apropiată de nepotul din pușcărie decât de el. Eu n-am nicio treabă. E mama. Na. Are bani. Are 37.000 pensie. Ce bani trebuie? În satul cu nici 1000 de locuitori, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Are un nepot arestat pentru trafic de droguri. Păi a mai fost poliție la ei, nu numai acum. Nevasta lui nepotul e pe Spania, că a fost fugar, dar l-a prins după nițel. Vecinele maică o invidiază pentru traiul bun. Ei are bani de îndepărtare, că nu e de aici. Și plus pensia ei. Era croitoreasă de lux. Nu era ca să zici că era datea, hai să-mi pungem nițel și gata. E femeie liniștită, maică, ce-a tăbărât de bătrân pe ea. Păcat dacă face așa. Cum să vândă drog? Ofițerii de la combaterea criminalității organizate și DICOT au deschis dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc. La indicațiile și sub coordonarea celorlalți doi membri ai grupului, o femeie ar fi comercializat cantități de cannabis și cocaină cu 1700 de lei la fiecare tranzacție. Pentru că are o vârstă înaintată, procurorii nu au cerut arestarea bătrânei, ci plasarea ei sub control judiciar pentru 60 de zile. Protecția consumatorului le-a pus gând rău IFN-urilor. O mare companie a fost amendată după ce ar fi încercat să-și păcălească clienții. Despre cine este vorba știe colega mea, Mădălina Bichir. Bună seara, Mădălina, te ascultăm. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Este vorba despre compania CTL, care a anunțat inițial că de la 1 ianuarie 2024 toate contractele de credit care ajung la termen în perioada ianuarie-aprilie 2024 nu se vor mai prelungi. În realitate, compania a modificat condițiile de rambursare a banilor, astfel încât clienții erau obligați să plătească în continuare dobânzile, dar și alte costuri, fără a mai putea folosi, atenție, liniile de credit. Astfel,
În urma acestor practici înșelătoare, ANPC a aplicat o amendă de 60.000 de lei și le-a dat termen de 30 de zile celor de la CTLM să ajusteze contractele care aveau probleme similare. În total, 180.000 de linii de credit erau deschise la CTLM până la 31 decembrie 2023. Acestea au fost informațiile. Cristian, înapoi la tine. Cartierul Primăverii din București nu este renumit doar pentru că este cel mai exclusivist. În buricul capitalei au reședință actualul și foștii șefi de stat. Impunătoare și ferite de privirile curioșilor, casele de protocol ascund însă detalii neștiute. Reședința președintelui Klaus Iohannis este bine ascunsă chiar pe malul lacului Floreasca, într-o oază de liniște. Dincolo de porțile duble închise, casa de protocol, denumită Villa Lac 3, are dotări de lux și o suprafață generoasă. Are această vilă și aceste vile au și ponton, ieșire la lacul Floreasca, lacul Bordei. Are un teren foarte mare, o pădure de circa 2 hectare. Domnul Klaus Iohannis s-a mutat în această vilă și s-a amenajat pentru dânsul, vedeți, un teren de tenis cu nocturnă. Fiecare șef de stat, după încheierea mandatului, are dreptul la o casă de protocol unde să-și ducă traiul, dar beneficiază și de alte privilegii. Obișnuit cu tot confortul disponibil, lui Klaus Iohannis i s-ar pregăti în mare secret o locuință cu seră și sală de fitness, renovată cu o sumă exorbitantă, 7 milioane de euro din bani publici, spun cei de la Recorder. Însă regia autonomă, administrația patrimoniului protocolului de stat, spune că lucrările nu costă atât, iar imobilul nu a fost cerut de nimeni. Dar sunt indicii că vila de pe strada Aviatorilor 86 nu ar fi chiar potrivită pentru un fost șef de stat din măsuri de securitate. Foarte înghesuită această vilă. Terenul care a rămas este undeva la 1100 de metri pătrați cu imobil cu tot. Eu cred că nu mai prea multă intimitate și nu cred că se va muta domnul Klaus Iohannis în această vilă. Cei care sunt din blocurile învecinate, acum să uită în curtea lui când iese, nu, deci nu merge. Și nu este singura problemă. Ulterior, în această imobil a locuit Chivu Stoica, un personaj foarte important în perioada bolșevică, el a fost și premier, iar în 1975 și-a pus capăt zilelor împușcându-se. Da? Deci e o vilă care nu-i dă bun augur nici din acest punct de vedere. În apropiere, fostul președinte Ion Iliescu duce o viață lipsită de zbucium, departe de viața publică. Casa în care locuiește are un singur etaj și se ivește din spatele unui gard de piatră. În plus, este singurul fost șef de stat care a și achiziționat imobilul în care stă. Ion Iliescu înainte a locuit pe timpul dinainte de 90 în strada Aviatorilor numărul 100 și deci când a ajuns președinte s-a mutat aici. Este o vilă frumoasă, după cum vedeți și dumneavoastră, o vilă generoasă, împărțită de două familii. La câteva sute de metri distanță, tot în buricul capitalei, a locuit și Traian Băsescu, dar fostul șef de stat și-a pierdut privilegiile după decizia instanței de a-l declara colaborator al securității, iar între timp s-a mutat într-o altă locuință din nordul Bucureștiului. De la un an la altul s-au dublat livrările de colete venite din Asia. Zeci de mii de produse ajung la clienții români zi de zi, dar giganții online din China sunt în unele cazuri pomul lăudat, care nu garantează și calitatea. Atunci când un produs e defect sau nu corespunde celui din comandă, inspectorii OPC sunt legați de mâini și de picioare. Primesc multe plângeri, dar n-au cum să le soluționeze. Bine, asta urmează să le comand, de exemplu, nu mai aveam bani pe card, că mi-aș fi comandat. Astea au fost deja comandate, da? Adică e $6, sunt instrumente pentru masaj facial. Aici, da, că e $5... Ăsta din nou, că sunt din... dar am luat două, da, adică $12, ăsta tot așa, diverse, da, papucei de unică folosință. Adela comandă produse din China de aproape 10 ani. Îmi comand inclusiv lucruri de îmbrăcat sau pentru bucătărie sau baie, deci cam orice. Oferta este uriașă. Prețurile sunt accesibile, depinde și de pe... produsele pe care le comand și, na, de câte ultima dată ce ai cumpărat? Am cumpărat niște haine și niște accesorii pentru telefon. Unul din ele este chiar acesta, da. Mai comand accesorii, lucruri de îngrijire, pentru că, de exemplu, sunt, cum ar fi, acele lame
pentru scos puf de pe față sunt mult mai ieftine. Recent am dat o comandă de 800 de lei, dar în general sunt între 400-500, acum a fost o excepție. Prețul mic vine însă la pachet cu riscuri. Nu de puține ori produsul nici măcar nu seamănă cu cel din imagini, ori e de o calitate îndoielnică. În plus, procedura de retur este anevoioasă, așa că cei mai mulți trec la pierdere o astfel de achiziție. Sincer, mi-am luat țeapă, adică păreau că sunt așa imense și când au ajuns în miniatură. Știu că am comandat o fisicuță de ceva și eu sunt educatoare și copiii când au văzut-o, ci că, teacher, dar de ce e așa de mică? Inspectorii OPC nu pot interveni. Tot ce sunt pe site-uri care nu sunt în spațiu UE, noi nu vom putea gestiona această reclamație, nu vom putea ajuta consumatorul. Sfaturile noastre sunt să cumpere de pe site-uri autorizate, acreditate și să fie în spațiu UE. Cred că este bine să ne informăm, în primul rând, să citim review-urile, dacă și altcineva a mai pățit și noi am avut reclamații în acest sens și a trebuit să le clasăm pentru că nu avem o legislație, nu avem cu cine colabora acolo, nu avem cum returna. Anul trecut, peste 10 milioane de români au plasat măcar o comandă online și au cheltuit sume record în magazinele virtuale, 7 miliarde de euro. Ce face un tânăr cu 7.000 de euro? Unii și-ar cumpăra mașină, alții ar merge în călătorii exotice. Există însă și excepții. Un tânăr din Dol și-a investit această sumă într-o casă veche de peste 100 de ani. A salvat-o de la distrugere și acum își dorește să o transforme în muzeu. Am salvat această casă de la moarte, este o casă foarte veche, de pe la 1900. Dorința mea cea mare a fost să o transform în muzeu. Liviu are 29 de ani. Este din comuna Cernătești, Dol și nici o clipă n-a visat la străinătate. A adunat 7.000 de euro și în urmă cu un an a cumpărat o fostă prăvălie din sat. Camerele nu mai erau văruite, timpul își pusese cuvântul. A fost o casă spre boierească. Deci undeva în care nu toată lumea își permitea acest gen de casă. Fost și proprietari s-au mutat la Craiova și eu când am venit aici am găsit foarte multe obiecte vechi, dar obiecte foarte bogate, să spun așa, cu o mare însemnătate. Liviu a redat viața acestui loc sortit distrugerii. Vă prezint căsuța mea de vis, are 3 odăi, am păstrat tot ce a fost mai autentic și mai valoros și care s-a menținut foarte bine, începând cu soba, bătrâna sobă, care are peste 100 de ani, războiul de țesut, pentru că suntem în odaia în care se lucra pe timpul iernii și până spre primăvară, războiul de țesut în care bătrânele noastre stăteau acolo și munceau și, nu în ultimul rând, velințele care însuflețau cumva toată casa. Cele mai valoroase sunt însă cele peste 300 de costume tradiționale care înfrumusețează casa. Liviu a mers din poartă în poartă în toată Oltenia și a adunat straiele pe care bunicile le purtau cândva. Avem o cămașă de mireasă de aproximativ 200 de ani și chiar nu exagerez când spun acest lucru. Am găsit-o aici în sat. Cândva o tânără mireasă pe nume Ioana Cernătescu a purtat-o în ziua nunții și am primit-o de la stră nepoata ei. Aceste cămăși le lucrau ele cu un an de zile înainte a nunții. În 10 ani, olteanul a strâns o colecție impresionantă. Acesta este cel mai vechi costum din colecția mea. Este o cămașă de preoteasă din zona Vâlcea. Este bătută cu mărgele. Este foarte grea. Foarte grea și numai mărgele. Ca să vă dați seama cât de valoroase erau costumele tradiționale, imaginați-vă că femeile avute pe o astfel de zăvelcă cusută cu fir de argint dădeau la schimb o pereche de boi. Atât de prețioase erau. Tânărul își dorește să transforme acum casa visurilor sale în muzeu. Dacă se mai strâng încă 2-3 tineri ca și mine care să achiziționeze astfel de case, cu siguranță vom readuce viața satului așa cum a fost odinioară. Cel mai amplu experiment social televizat, Insula de 1 milion, se pregătește să uimească publicul din România în curând. Cosmin Cernat, prezentatorul super show-ului și cei 50 de concurenți curajoși sunt deja în Republica Dominicană și ne promit un show total. Cosmin este alături de noi. Bună seara! Bună seara!
sau bună ziua din Republica Dominicană. Mă bucur că m-am întors aici, e un loc care mie mi este foarte, foarte drag. Înainte de toate, înainte de a vorbi despre Insula de un Milion, vreau să spun la mulți ani Canal D. Și apoi mai vreau să spun așa, să aveți o primăvară superbă, o primăvară minunată, căci este 1 martie. Întorcându-mă aici, la Insula de un Milion, vreau să vă spun că toți concurenții sunt gata și eu sunt gata, sunt extrem de emoționat și mi se pare normal să fie așa. Pentru voi am o singură întrebare legat de cel mai mare experiment social din istoria televiziunii. Voi, cei de acasă, sunteți gata? Vă salut de aici, din Republica Dominicană. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează serialul O Dragoste. Eu sunt Cristian Sabah. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi cerul a fost mai mult înnorat și a plouat pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și Transilvania și doar izolat în restul țării. Iar la altitudini mari s-au semnalat precipitații mixte. Temperaturile maxime s-au încadrat între 9 și 19 grade. La noapte cerul va fi mai mult înnorat și va ploua slab în Banat și în Oltenia și doar izolat în restul țării. La munte, în special în Carpații meridionali, la altitudini de peste 2000 de metri, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde rafalele pot depăși 70 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 3 și 9 grade. Mâine cerul va fi mai mult înnorat și temporar va ploua în Banat și în Oltenia, izolat și în Crișana, Transilvania și Muntenia. Pe crestele Carpaților meridionali sunt anunțate precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în sudul Banatului, dar și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 16 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înnorat și se vor înregistra 14 grade în Ploiești, 13 grade în Pitești. În Transilvania va fi o zi mohorâtă, iar valorile termice urcă la 15 grade în Brașov, 14 grade în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi mai mult înnorat, temperaturile maxime ating 15 grade în Focșan, 13 grade sunt anunțate în Piatra Neamț. În vestul țării avem parte de o zi închisă cu precipitații, iar mercurul din termometre urcă, iată, până la 12 grade în Arad, 12 grade și în Timișoara. În Oltenia, ziua de mâine aduce vreme mohorâtă și ploioasă. Termometrele vor indica 10 grade în Slatina, 11 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea se anunță vreme închisă mâine, iar valorile termice ajung până la 10 grade în Mangalia, iar în Tulcea se vor înregistra 11 grade. În capitală, cerul a fost înnorat, vântul a avut intensificări, iar maxima a atins 14 grade. La noapte, cerul va avea înnorări, dar condițiile de ploaie sunt reduse. Spre dimineață se va semnala ceață, iar minima coboară până la 6 grade. Mâine, să știți că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această dată. Cerul va fi mai mult înnorat, însă șansele să plouă sunt reduse, iar maxima ajunge până la 10 grade. La munte se anunță vreme caldă pentru începutul lunii martie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab, iar pe crestele Carpaților meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei, în special în zonele înalte. 4 grade vor fi în Sinaia, 7 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Gabriela m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Ploiești. Maxima ajunge până la 14 grade, iar cerul va fi mai mult înnorat. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. Noi ne revedem luni. Un weekend excelent să aveți, indiferent de vreme, și vă doresc o primăvară cu mult soare.